Bună, bine ați venit la episodul 17 în 5 minute despre artă. Ăsta este noul tablou pe care l-am pictat în tabăra de creație de la Baia Mare, Artem. Aici am început totul prin a schița după o fotografie pe doamna domnița pe care o vedeți în imagine. După care am venit și am făcut fundalul, am desenat prima oară liniile, am desenat rochea, fața și, bineînțeles, detaliile de păr, nas, gură, ochi, sprâncene și toate cele. Până am ajuns la un acord cromatic, mi-am așternut pe paletă culorile și am folosit în felul următor: galben, roșu, alb ca să obțin roz, albastru, galben închis, umbră naturală, umbră arsă, albastru de cobalt și ultramarin. Făcut în felul următor, am început cu fundalul, am desenat prima dată, am pictat prima dată lemnele care sunt în decor, iar apoi am început să pictez fața. Am dat un strat și după ce s-a așternut stratul, am început să fac diferențe între lumină, umbră, am folosit alb pentru a face fața cât mai aproape de realitate și a scoate chipul personajului în relief. Cei mai semnificativ la portrete sunt ochii. Întotdeauna la ochi, ochii sunt și oglinda sufletului, este foarte mult de lucru. După ce am desenat, am făcut conturul cu negru, pupilele și am lăsat și eu un strat de alb pentru a da efect ca și cum se oglindesc în tablou. Buzele le-am desenat, după aia am folosit puțin roz, și la fel și la barbă. Aici am făcut nasul. Vedeți că la nas am folosit și un pic de portocaliu pentru a da senzația că este într-un plan mai apropiat decât fața omului. La ploape iar am folosit galbenul, un pic am întunecat și aici și lângă sprâncene pentru a se observa adâncitura feței. Iar părul l-am lucrat cu atenție cu umbră arsă, zonele mai deschise am folosit o pensulă mai subțire pentru a arăta cât mai aproape de adevăr freza și figura, până la urmă forma părului. Totul este bine, în general, mai ales când se încheie cu o expoziție și puteți admira în general și celelalte tablouri ale colegilor mei, că aici avem portrete, naturi statice și foarte multe peisaje, peisaje care reflectă mănăstirea, clădirile. Avem aici în spate, iar pe șevalet, un portret, iar aici este tot un tablou de-al meu pe care vi l-am prezentat în episodul trecut, în care v-am arătat chiar cum se lucrează la el. Aici sunt portretul lui Brâncuș, portrete maicele și uitați-vă cât de bine arată o expoziție în care sunt portrete unul lângă altul. Aici este portretul meu făcut de o colegă. Eu v-am spus că am făcut portretul unei alte colege și fiecare s-a tras la sorți și a pictat pe cineva în această tabără de creație. Totul a durat în timp de 3 zile și munca a fost foarte ușoară pentru că la sfârșitul zilei a spus bancul și ne-am distrat. Până data viitoare, vă urez o zi colorată tuturor!